multă mizerie pe străzi, cu mirosuri neplăcute. Nu ai niciun obiectiv turistic, să zic așa, să poți să te întorci într-o capitală de genul ăsta. Adevărat că și acolo sunt oameni pe care Dumnezeu îi iubește și cineva trebuie să se sacrifice și pentru lucrarea de acolo. De mai departe. Sunt multe poze, dacă ne ajută și tehnologia. Da, asta e generatorul pe care am reușit să-l și frigiderul în spate acolo. Se înțelege, se bine. Aici erau nimicuri scule, ce am mai avut nevoie. Asta e minunata mașină cu care noi ne-am încumetat să mergem mai departe. După ce am fost păcăliți așa trebuia să fie o camionetă mult mai mare din aceea de 7,5 tone în care să punem lucrurile. Dumnezeu a zis, haideți să vă învăț și smerenia și vă dați seama că aer condiționat nici gând, 38 de grade la umbră, 40 ceva de grade la soare, dar dacă mașina ar fi mers, nu era nicio problemă. Ne-am dat seama că nu le-am așezat bine și oricum urma să luăm niște... Da, acolo erau înghesuiți Robert și Cusana. O să dai mai repede. Aici, scuze, aici am așezat panourile, le-am băgat între trei saltele. Au fost în regulă. O să dai mai. El era ajutorul șoferului. Timp de 270 de kilometri, el normal trebuia să și duci întors, trebuia să stea în spate. Probabil la întoarcere ar fi stat în mașină, clar. Aici ce vă spuneam, prima explozie. Cam așa arăta drumul. Da, sunt luate un pic pe sărite, radiatorul cu probleme. Aici aș arăta după ce a fost lipit. Da, aici o localitate prin care am trecut, care a fost cea mai dezvoltată în drumul nostru. Următoarea pană. Asta e o poză pe care am arătat-o la mai mulți. Suspensii mașina asta nu mai avea. Avea o bucată de lemn cu o bucată de cauciuc. Vă imaginați cum simți fiecare groapă, simțeai că acolo rămâne roata respectivă. Probabil și de asta cauciucurile alea nu rezistă la șocurile respective, că amortizorul nu ajută cu nimic și când lovește, lovește cu toată puterea. Asta e următoarea pană. Aici deja am avut boloboc, am pus sorile la boloboc, am încercat să avem diagonale. Robert avea o ruletă de 50 de metri, o să tai mai departe. Asta era, acolo era mistreț, o parte din mistreț în mâncare cu tăiței și cu... Au un fel de gust de găină pe care îl pun în orice mâncare, nu contează că gătești porc, ei pun gustul de găină. Mâncam toți din același castron. Asta era zona mea, vedeți că am mâncat mai puțin, că nu... dar am mâncat cu ei. Da. Aici se pamă. El este băiatul de care vă ziceam că a vrut să învețe să zidească, cel din stânga, în dreapta e Robert. Da. Am săpat, am pus un strat mic de piatră jos, apoi am zidit peste piatra respectivă. O să dai mai departe. Cam așa am arătat după prima zi, dar nu m-am cojit, a fost bine. Automat, 3.000 de bolțari s-au făcut la mână, cum și noi făceam în copilărie, deci nu e ceva nou pentru noi. Timp în care s-a tencuit și punctul medical. Acolo, chiar unde e băiatul din spate, va fi partea de farmacie. Poți să dai mai departe? Între timp a fost chiar amuzant că șoferul zicea, ieșea atât de mult fum, zicea, nu este nicio problemă, e tot în regulă. Cum să fie tot în regulă când... Dar a avut dreptate, că mașina a avut o...
timp de 5, nici 5 minute scotea fumul ăsta, apoi și-a revenit. Cred că a fost o chestie din cum accelera el mașina, o cunoștea foarte bine. Deci eu am fost uimit, acolo nu trebuie să fii șofer, acolo automat trebuie să fii mecanic. Ca să el era angajat pe mașina respectivă. Da. Sunt niște rădăcini, niște plante care își duc rădăcina foarte, foarte adânc. Au o putere în așa fel încât îți ridică zidul cu totul. Dacă nu le scoți și după ce le-ai scoți nu pui sare pe bucata care a mai rămas, că nu poți să te duci atât de adânc cât ea își duce rădăcina, risc să-ți ridice tot betonul din clase, chiar îți povesteau că s-a întâmplat lucrul ăsta, sau să-ți ridice zidul, să-ți apară fisuri și trebuiau scoase toate. Da. S-a zidit două rânduri de... aici e mango. Matias e foarte... era foarte încântat să... ia zi, eu vin în Africa, vin să mănânc mango, să mă satur o dată de mango, da? Aici mai lucram seara, că mai rămânea material și trebuia să-l folosim pe tot. Acolo nu poți să faci risipă, nu contează. Asta era deja în a treia zi. Cred că în a treia zi, în a doua sau a treia zi. Da, am rămas foarte impresionat de un băiat care tencuiește. Într-o zi avea un saraol și cu ei mai mestecau și materialul, imediat se dă, de puțin înapoi. Au reușit să tencuiască într-o zi tot interiorul de la punctul medical. Sana l-a ajutat, el era meseriaș. Imaginați-vă undeva la 60-70 de metri în fiecare zi, să-l și drișcuiești, să-l și tencuiești. Imaginați-vă că nu erau pereții drepti ca la noi. Încărcat 4 cm, 5 cm în anumite zone, începeau la 7 dimineața până la 6-7 seara, se opreau un pic la masă. Da. Cine lucrează în construcții știe ce înseamnă. Așa arată o mână de profesor de acolo, din sat. El sapă și puțuri în timpul, merge dimineața la școală și apoi sapă, el a săpat aici. A săpat și o fântână, chiar zilele astea urmează să se finalizeze și un motiv de rugăciune ca Domnul să dea izbândă. A dat de două izvoare mai mici și vor să mai ducă încă vreo 3 metri în adâncime, dar trebuie turnat, că altfel e riscul să se surpe. Am intrat și eu până acolo jos, simți că nu mai ai aer, că e temperatura foarte, foarte ridicată și când cobori și în adânc acolo e... Da. Cam așa, sâmbătă, așa se prezenta ziua de sâmbătă, cu zidurile până la nivelul ăsta. Aici Robert, era material. Aici ce vă spuneam, că tabla e foarte, era extrem de subțire. Imaginați-vă 0,14. Deci un 0,14 e ca și o foaie de, nu știu, două foi de hârtie, trei foi de hârtie. E... Da, de mai departe. Aici a fost o tratație bună. Deja aici eram din nou pe acoperiș cu băieții. Putem, încă ploaia nu începuse. Aici sunt după ploaie, e poza după ploaie. Da? Deja acoperișul era terminat, apoi următoarea zi am montat panourile la loc. Copiii ajutau. Acolo e o regulă, ești mai mic, trebuie să ascult de cel mai mare, dar n-am văzut asta ca o povară pentru ei. Erau acolo, mi-aduce apă, imediat, erau la dispoziția ta. Aici omorau un scorpion. Da. Dar să vă zic, plasele alea sunt importante să le ai în timp ce dormi. Simțeai așa cum mai cad din insecte pe plasă. Trebuie să deschizi folderul, urmă, cum ți le-am trimis. E bine. Aici deja e bine.
toți copiii erau foarte frumoși. Deci acolo nu mai simți, nu știu, să zici că mamă e negru, stai că e, sunt copii atât de drăguți, nu te... Și își doresc să vină pe lângă tine, să iei în brațe, să se vede că nu, părinții lor nu au o afecțiune atât de mare. Dacă știți cine mergea în vizite pe la casele de copii, când toți copiii vreau să-i bagi în seamă, să-i... Cam același sentiment am trăit și acolo. Da. Aici deja stâlpii erau turnați. Lucram la centură. Scândurile de braț sunt extrem de scumpe. Deva la 60 de lei o scândură de 4 metri. Aici este grupul de frați. Majoritatea peste 40 de ani. Adică cam toți. Așa ploua în casă. Vă imaginați următoarea zi să primești grupul și să dai casa în felul ăsta. Fiecare pe fiecare Iisus iubește, pe fiecare Iisus iubește pe toți. Mă iubește pe mine, te iubește pe tine, Iisus ne iubește pe toți. Go! Până la final deja cântau foarte, foarte bine. În ultima zi, duminică, am fost impresionat de ei. Așa, a fost o mare binecuvântare când Robert a plecat după frații respectiv. Ne-am gândit, măi, dar o betonieră aici, pentru cât mai este de lucru, ar fi extraordinar. Avem și generator, dar o betonieră nouă, o să fiți uimiți, că costă 3.000 de euro. Un preț extrem de mare pentru o betonieră, când nouă ni se pare că avea o betonieră nu înseamnă nimic și e prețul atât de mic încât n-ai putea să mai lucrezi fără betonieră. Te gândești, dai 3.000 de euro, câte nu poți să faci acolo cu 3.000 de euro? Sunt oameni care să facă manual, plătim oameni cu 15 lei pe zi și atunci nu e convenabil să dai 3.000 de euro. Dar Dumnezeu a lucrat că Robert are un prieten în capitală care se pricepe și la calculatoare, repară laptop, s-a intrat pe internet, s-a interesat și a găsit un anunț. Betoniera respectivă n-a fost mult folosită, dar nu avea roțile. Asta era ultima grijă pentru noi. Și a cerut 600 de euro, a reușit să o negocieze la 500 de euro, dar betoniera respectivă era și de o calitate, și e de o calitate bună, nu e cum e cea de 12-13 milioane de la noi. Deci și-a meritat 500 de euro banii, Dumnezeu a lucrat să putem să ne permitem și a mers foarte bine la stâlpi, la centuri. Erau uimiți, cred că apare într-o poză, erau uimiți că nu mai fost așa ceva. Erau copii, se uitau cum se învârte, cum se mestecă materialul, era... Aici erau centurile. Am cunoscut frați care la 50 și ceva de ani, mie unul mi-au dat lecții cât echilibru și cât au putut să lucreze. A fost unul din frați, avea cred că vreo 55 de ani, cu el am pus toate fermele, am pus cosoroabele, toate fermele le-am bătut pe... Unii făceau fermele jos, noi le băteam pe acoperiș, s-a urcat cu încă doi băieți, au bătut șipci în față, eu cu încă unul din băieți am înșurubat toată tabla. Imaginați-vă toate lucrurile astea într-o singură zi. Pentru ei a fost un exemplu cât de mult poate să muncesc albii. Da. Da, trăiesc cu... aici este o gazelă din satul vecin, alt vânător, a venit dimineața cu ea la noi, dacă vrem să o cumpărăm. Cred că avea undeva la 7-8 kg, să nu exagerez. Animalele nu cresc foarte mari acolo. Și dacă vedeți și vacile, și fiindcă este căldură, sunt condițiile care sunt, nici caprele. Și ne-a cerut în banii noștri cât o zi de muncă la ei, de meseria, și undeva la 30 de lei am plătit pentru animalul, pentru gazela respectivă. Poate vă puneți întrebări, de ce nu dați mai mult? Sau de ce nu i-ați dat de 3 ori mai mult?
Robert ne-a explicat, dacă noi acum dăm banii ăștia, ceilalți din sat nu o să-și mai permită să cumpere. Că obișnuit cu prețul respectiv, omul ăla va cere, crede că atât îi se cuvine pe animalul respectiv și trebuie să avem înțelepciune. Da. Era o fetiță de care nouă ne-a fost foarte drag. Da. S-a atașat foarte mult de noi, venea în fiecare zi, stătea pe lângă noi. Da. Și am continuat partea de zidărie la aur. Eram pe acoperiș. Să știți că acolo uiți de problemele din țară, uiți de firmă, uiți de... E chiar cumnatul meu, Andrei îmi povestea, păi, mulți care merg în Africa spun că locul ăla are ceva special și îți doresc să te întorci. Acum înțeleg foarte bine și pe Robert că totuși s-a atașat atât de mult de locul respectiv și de oamenii respectivi. Privesc totuși cu alți ochi, cu toate, că e un sacrificiu să dormi cu 14 persoane în aceeași casă și misionarii și frații aceștia care au venit după la Cluj și din alte zone. Au zis, suntem a șaptea oară în care venim în Africa, se mobilizează cu bisericile și vor să slujească în felul ăsta. A zis, nu am întâlnit așa ceva. Misionarii au casele lor frumoase acolo, au condițiile ca în, mulți sunt din America, au condițiile ca în America, dar cineva să locuiască un an de zile și să se facă una cumva cu ei, fie la muncă, la toate activitățile de zi cu zi. Și Robert le explica, așa am înțeles eu că pot să mă apropii de ei cu adevărat. Dacă eu stau și doar le spun ceea ce până la urmă și noi suntem și aici suntem chemați să ne apropiem de oameni, nu doar să le dăm în cap cu cuvântul și să ne facem una cu ei, să simțim cu ei, să... Și am văzut și frații au văzut un lucru extraordinar asta. Cam așa arăta grădinița, sunt două clase. Dacă cu ajutorul lui Dumnezeu vor fi două programe, vor veni copiii dimineața până în ora 12, vor mânca, vine seria, ar veni seria a doua, mănâncă și ei o masă la prânz și reușesc să plece acasă și cu o masă și cu o educație creștină. Ăsta e scopul. Și vorbeam și cu Robert, scopul nu e doar să mergi acolo să ajuți social, că sunt atâtea instituții, sunt atâția oameni care au mult bani și pot să zic că sponsorizează și ajută mult social. Dar dacă oamenii ăștia nu-L vor cunoaște cu adevărat pe Dumnezeu, e o mare pierdere. Adică lucrarea ta poate să fie în zadar. Da. Da, cam așa arată, nu știu dacă mai sunt poze. Sunt foarte prietenoși. Sunt aici erau poze de ziua de sâmbătă în care am putut să vizităm. Sunt frați care au și 18 copii. Pentru ei a fost ceva uimitor cum cineva să aibă cu aceeași femeie atâția copii. La ei, în funcție de venituri, poți să-ți iei câte femei vrei, au niște reguli foarte păgâne în care iau copii, îi iau de la vârste fratete și cum cresc că îi se căsătoresc cu fetele respective. E o zonă și o zonă foarte frumoasă, mie mi-a plăcut. Poți să vezi mărăția lui Dumnezeu și prin aici era Robert, era și el fericit. Da. A avut 4-5 de zile în care am muncit ca bolțarii să fie gata și casa să fie gata, a zis, nu am avut o zi de odihnă. Acesta e copacul de care vă ziceam, probabil are multe sute de ani. Ce? O să vezi și în asta, măreților. Aici e de duminică. Dacă vedeți, dacă vă uitați, se vede că sunt cu hainele spălate, sunt curați.
Așa arăta în, în interior. Copii frumoși. Și scaune și aici deja ne întorceam către, către capitală. Asta e casa președintelui. Asta a fost tot. Vă mulțumesc că, că m-ați ascultat și aș vrea să, să continuați să vă rugați pentru lucrarea care se, care se face acolo și în, în tot ce se face acolo să se poată vedea măreția lui Dumnezeu și cât de bine, cât de binecuvântați sunt cei care ascultă de, de Dumnezeu. Am avut timp, un timp frumos cu câțiva tineri în care îi luam deoparte și le, le explicam ce înseamnă să-L cunoști pe Dumnezeu și de câte lucruri frumoase Dumnezeu poate să-ți facă parte și în familie. Și, în, și erau, erau receptivi, erau, ascultau, a fost, a fost un timp, un timp frumos. Chiar vă rog să vă, să vă rugați pentru Robert și care dintre noi mai au dorința să, să slujească la, la un moment dat și să, să ajute în felul ăsta. E o, e o mare mărturie acolo că albii își fac, își fac timp și le pasă de, de ei. A fost, a avut foarte mare impact să vadă că suntem 13 albi care am, am venit să, să-i slujim și la un moment dat, duminică, câteva minute a vorbit și unul din cei 4 sau 5 șefi de, de sat, de sate. Au, că sunt mai multe sate care sunt destul de apropiate și au un consiliu. Și au mulțumit, ne-au mulțumit că, că am venit și nu am văzut, nu am văzut împotrivire. Adică dacă ei din conducere cu toate că au ritualurile respective, au văzut un lucru extraordinar să, ca albii să vină să le, să le slujească și Domnul să lucreze să le atingă inimile de la conducere satului până la cei mai, cei mai mici. Să Domnul să lucreze în continuare și noi să ne facem partea și aici în țară și să, să, nu, să ne dorim mai mult să lucrăm pentru, pentru Dumnezeu și El să ne ajute la, la aceasta. Vă mulțumesc încă o dată!